Mihai Ionescu legase prietenii cu capii mișcării legionare. Începând cu Corneliu Codreanu, care semna în paginile Cuvântului, și terminând cu Ion Moța, care înainte de a pleca în 37 pe frontul din Spania, i-a lăsat profesorului Mihai Ionescu testamentul și câteva scrisori către membrii familiei sale. Ori gestul de încredere de a-ți lăsa testamentul profesorului Mihai Ionescu dovedește afinitatea și apropierea dintre Ion Moța și Mihai Ionescu. În plus, după moartea lui Moța și a lui Marin în Spania, camarații lui Vasile Marin au scos un volum omagial intitulat Crez de generație, iar acel Crez de generație are ca prefață un text semnat de Mihai Ionescu. În plus, Mihai Ionescu a participat la funeralele lui Moța și Marin în februarie 37 și toate aceste detalii biografice explică astăzi această încrâncenare postumă față de memoria acestui om. Mihai Ionescu trebuie condamnat, cel puțin asta este tendința dominantă, pentru că a dovedit o simpatie prea mare față de legionari. Și cum astăzi tonul dominant este de a critica și de a diaboliza tot ce are legătură cu perioada interbelică și mai cu seamă cu mișcarea legionară, așa se explică și această tendință de a-l critica fără măsură și de a-l denigra pe Mihai Ionescu. Omul, domnilor. Omul. Fantomă trecătoare într-un haos ostil. Sau în cel mai fericit caz indiferent. A inventat rațiunea. În ghilimele, domnilor. În patetice și ridicole ghilimele. Sublim. Și de atunci, încărcat de visuri inutile, luptă zadarnic să coboare împărăția cerurilor peste mușuroiul unde soarele răsare peste cei buni și peste cei răi. Și unde plouă peste cei drepți și peste cei nedrepți. Vă place strada? Din stradă vor răsuna pașii mânați de o sfântă nebunie interioară, care vor mătura opțiunea naivă, vechiul nostru blestem național, și vor opune opțiunea eroică, triumful durabil al morții zbăvitoare și rotnice. Un cocktail minunat. Să cultivăm elanul vital al generației de fier, combinat cu sos care va impune o nouă ordine spirituală, care va ști să moară pentru ea. Să ne creem un mit sacru și înspăimântător, un destin pe care să-l cultivăm mistic în disperare și absurditate. Să ne lăsăm cuprinși de o furie mesianică. Nu pot iubi decât o Românie în delir! În limitele epocii și ale, perspectivei regizorului care putea fi conturată atunci, în circumstanțele date, mi se pare un film destul de reușit. Este un film profesionist pe care putem discuta, sigur, pro sau contra, un film cu doza lui de tezism neîndoielnic, de șablon în prezentarea lui Mihai Ionescu, un fel de colaj așa, de citate, venit să facă din el un fel de demon, dar nu neverosimil. N-am reușit să aflăm ce anume pregătește, domnule profesor. Exact în clipa când am început să luăm pe obrei la întrebări, a apărut unul. Ați fugit din fața unui singur om. A tras în mine cu pistolul.
Putem discuta modul în care sunt selectate piesele, documentele, dar ele există. Și este și acesta Unae Ionescu. Este una dintre ipostazele, zic eu, plauzibile, chiar dacă fatalmente unilaterale. Fatalmente pentru că epoca impunea o asemenea perspectivă. Unae Ionescu este fără îndoială un personaj, inclusiv un personaj de film, un personaj de roman, un personaj al epocii. Eu am fost puțin dezamăgit de modul în care apare, nu pentru că ar fi neapărat vorba de o falsificare, ci pentru că e totuși destul de mult șablon acolo. Asta m-a deranjat, dar nici nu aveam la ce să mă aștept de la un film apărut în perioada aceea. Un film, repet, bine făcut. A, vine, domnule profesor, ce plăcere îmi faci. Dimineața sunt totdeauna bine dispus. Bei ceva? Mulțumesc, Sire, nu. Da, e cam dimineață. Nu beau niciodată, Sire. Eu, în schimb, da. Ah. Da, seamănă. Pentru astăzi, cred că ajunge. La revedere. Am de discutat cu scumpul meu prieten, ilustrul profesor Guța Popescu. Șez. Cărui fapt îți datorez onoarea de a te vedea atât de devreme? Sire, așa cum s-a stabilit în toate întrevederile, mișcarea este la dispoziția majestății voastre. Forța tânără, regeneratoare acestui neam de păcătoși, vede în majestatea voastră pe regele tânăr, dinamic, șeful ei firesc. Capitanul aspiră la titlul sfânt de capitan al regelui. Aspiră pe masa! Această perspectivă era unica viziune ce putea fi pusă în practică într-un film în acea perioadă. Viziunea asupra lui Ionescu și asupra legionarilor nu putea fi decât negativă, nefavorabilă, la fel și împotriva lui Carol. Deci legionarii, Ionescu, Carol al II-lea erau figuri ce trebuiau distruse din start în acea perioadă. Deci monarhia, naționalismul, un model naționalist Ionescu trebuiau distruse din start și astfel prezentate tinerilor pentru a învăța bine ce e bine și ce e rău. Nu tot ce s-a spus în legătură cu Unae Ionescu atunci este eronat și cred că ar trebui să ne ferim de perspectiva căderii în extrema cealaltă. Adică dacă regimul comunist l-a stigmatizat pe Unae, înseamnă că Unae Ionescu a fost bun. Altfel, mi-aduc aminte că am văzut filmul acela și înainte de 1989 și, deși aveam obiceiul să citesc invers filmele, adică să țin cu eroii negativi, nu am avut niciun moment pe atunci impulsul de a ține cu Unae Ionescu sau cu legionarii, oricât de caricați ar fi fost. Preferam alte personaje negative, burghezi, în fine, dar nu, legionarii mi-au fost întotdeauna antipatici. Sigur, e o perspectivă subiectivă în exterior și ține de o opțiune ideologică în ultima instanță. Spune ce vrei și nu umbla cu cioara vopsită. N-are rost între noi. Nu vă voi ascunde, Sire, că drumul acestei idei își face loc cu greu. Foarte cu greu în conștiința neprihănită a tineretului legionar. Știu, de-aia vă plătesc să-și facă. Mai departe. Tineretul legionar așteaptă un semn din partea regelui său. Cât? Nu e vorba despre asta, Sire. E vorba de un gest. Ce gest, mă? Ce vorbește în dodi și mește și rahat? Adică ce? Să-mi scol toată țara în cap? Să-mi brac de-ați cămașa verde? Hai, sectir. Spune ce vrei și nu te vârti în jurul cozii. Deci prea deștept, mă, Popescule, să mă crezi pe mine prost.
Hai mai bine să bem un coniac. Sire, am fost și suntem de acord să nu precipităm lucrurile. Am fost de acord să nu ripostăm deocamdată atacurilor pe care presa jidovească și jidovită le deslănțuie asupra noastră. Dar există o limită, sire. Și încă o dată, este din ce în ce mai greu să conving tineretul nostru să se ralieze regelui, când e limpede că regele său nu face nimic pentru a opri valul de lături cu care suntem împroșcați. Lasă-mă că și voi împroșcați! Sire, suntem informați. Carata se pregătește un mare spectacol în care vrea să ne atace vehement. Ce vorbești, mă? Aiurea! Sire, căpitanul pretinde... Ce ai zis, mă? Ce mai zis o dată? Căpitanul roagă pe majestatea voastră să ia măsuri pentru că acest lucru să nu se întâmple. Altfel le vom lua noi. Răbdarea noastră are și ea o limită, majestate. Ascultă-mă, Popescule. Unui prim-ministru poți să dau un picior în fund. Că stau alții hămisiți în anticameră. Dar să-i bag pumnul în gură acum lui Neacostică e greu, mă, Popescule. Foarte greu. Și cu ce vrea să vă atingă? Nu știu. Păi atunci ce? Știm sigur că pregătește cel mai violent atac la adresa Mișcării Legionare. Și tocmai fiindcă vulgaritatea lui are ecou în trista vulgaritatea acestui neam prăpădit, nu vom tolera acest lucru. Da, bine. Să vedem ce se poate face. Sire, capitanul așteaptă un răspuns ferm din partea majestății voastre. Vă voi da satisfacție. Ce te holbezi? Nu crezi? Sire, nu mi-aș permite o singură clipă să mă îndoiesc de cuvântul de onoare al regelui meu. Dacă în epocă n-aș fi avut acces la articolele lui Ionescu și la cursurile sale, viziunea din film ar fi denaturat total adevărul și acesta ar fi fost cel recepționat în lipsă de alte argumente și cunoștințe anterioare, ce vezi, crezi. Din păcate, și acum sunt foarte multe articole, filmări, eu știu, emisiuni, în care adevărul este denaturat, astfel încât cel care vede și nu este pregătit pentru ceea ce i se spune, crede ce vede, pentru că apare la televizor. Cred că Nae Ionescu e încă în așteptarea unui film pe care unui film demn de carisma personajului care a fost. Și nu știu dacă el va fi făcut vreodată, dacă va fi făcut în orice caz, siguranță va arăta altfel decât în filmul lui Manole Marcus. Dar, repet, e un film bun pentru epoca aceea, un film care, așa te zis cum e, se ține. Eu îl revăd cu plăcere. Nae Ionescu a fost un om cu totul special, a fost o figură unică a generației sale. Și știm, bunoară, că el s-a și pregătit pentru a ajunge ceea ce a ajuns. Era un om care se trezea foarte devreme dimineața, parcurgea un canon al filozofiei occidentale cu maximă severitate, citea Kant, critica rațiunii pure, bunoară, dimineața de la 6 la 10, neîntrerupt, uneori în original. Și-a impus această atitudine culturală, anume mereu la surse, mereu la izvoare. A fost un superb intelect, nu-i așa, al începutului de secol 20, a putut fi în conversație permanentă cu mediul occidental. Și-a luat un doctorat la München, nu-i așa, în logică matematică. A venit cu această, demnitate a tânărului care, fără să vină dintr-o familie aristocrată, s-a afirmat prin pur și simplu geniul său. Problema este că întotdeauna în spațiul românesc, oamenii aceștia care au o excepțională înzestrare intelectuală nu se mulțumesc doar să presteze din punct de vedere cultural sau academic. Tentația aceasta a inserției tale în spațiul public mai larg este omniprezentă, este de fapt condiția intelectualului din modernitate. Și Nae Ionescu nu putea face excepție. Vraja pe care politicul a exercitat-o asupra sa n-a fost însă o vrajă specifică doar lui Nae Ionescu. De altfel, mulți cărturari, mulți intelectuali, mulți filozofi europeni în aceeași perioadă s-au lăsat și ei vrăjiți de această
de această sirena a istoriei, istoria însă cu majuscule, istoria care se substituia unui absolut metafizic, unui absolut teologic, o istorie care promitea o formă sau alta de redemțiune, o formă sau alta de mântuire. Carl Schmitt, bunoare, să luăm un exemplu important pentru istoria intelectuală a Germaniei. Acest jurist eminent, impecabil, înzestrat și el cu toate darurile inteligenței superioare, acest om, după ce a produs o sumă de analize punctuale a unor probleme care țin de istoria ideilor bunoare în Europa secolelor 18-19, a fost și el vrăjit de această posibilitate de a deveni, nu-i așa, filozoful rege, dacă nu se poate asta măcar de a deveni un sfătuitor al puterii din Germania nazistă. Să luăm cazul totuși la fel de tulburător al lui Martin Heidegger, care nu s-a mulțumit doar să producă poate una dintre cele mai puternice, cele mai elocvente, cele mai profunde opere filozofice, Sein und Zeit, această carte Ființă și Timp, apărută în 1927. El nu s-a mulțumit doar să facă asta. El a vrut, la un moment dat, prin funcția de rector al Universității din Freiburg și apoi prin articole pe care le-a scris despre destinul Germaniei, a vrut să se afirme și ca intelectual public. Iată, deci, tentația lui Naionescu. Tentația lui Naionescu este tentația unei epoci, este tentația tuturor intelectualilor importanți din Europa continentală, iar el nu a rezistat așa cum nu au rezistat nici alții. În târgul ăsta dunărean, de unde îți scriu, povestea cu bălci în nemișcare, regăsită la fel într-o veche ediție de școala lui Virgiliu, se tălmăcește ca o parabolă evanghelică și se potrivește întocmai. Este cu siguranță scrisă pentru locurile de aici. E o singură liniște și o totală uitare. Este aceeași tristeță pe toate ulițele pustii, de parcă Dunărea limpede și repede din alte vremuri ar fi pierit aici, împiedicată în morcirile și ierburi. 17 august 1929. De cum descend în acest târg al meu, liniștit simetric și rezonabil ca o grădină publică, odată cu primele întâmplări ale întoarcerii și cu ultimele bucurii ale revederilor de totdeauna, iau cunoștință de viața unui personaj pe care îl uitasem, orașul. Orașul înțelege cu oarecare naivitate și cu un simplism feroce. El nu știe să vadă și nu știe să judece decât după aspectul din afară al lucrurilor și al situațiilor. În clipa în care strănuți pe strada Plevnei, niciodată n-ai să știi ce semnificație și ce ecou va avea acest fapt la capătul străzii regale, în fața statuii lui Marc Ulpiu Traian. Impresia poate să pară unora dintre cititori, literatură. Eu știu însă adevărată și de aceea o scriu. Mihail Sebastian, cunoscutul scriitor interbelic, s-a născut la Brăila, acolo unde a văzut lumina zilei cu vreo două decenii în urmă, și Nae Ionescu. Cei doi s-au întâlnit prima oară în iunie 1926, când Mihail Sebastian și-a susținut examenul de bacalaureat, iar președinte al comisiei de la Liceul Brăilean Nicolae Bălcescu în acel an era Nae Ionescu, numit în această calitate datorită prestigiului său de ministrul instrucțiunii din acea vreme. Pentru Nae Ionescu, această numire era și o revanșă simbolică. În 1907 fusese exmatriculat de la Liceul Nicolae Bălcescu pentru republicanism național, se spune, și își dăduse bacalaureatul la alt liceu al urbei dunărene. În timpul examenului pe care l-a condus în 1926, Nae Ionescu l-a remarcat pe tânărul absolvent Iosif Hechter. Se poate spune că a fost o întâlnire de destin pentru Mihail Sebastian, numele sub care a semnat ca scriitor și publicist Iosif Hechter, pentru că Nae Ionescu l-a invitat să publice nu peste multă vreme în paginile Cuvântului, prestigiosul ziar în fruntea căruia se afla la București. Articolele de la Cuvântul i-au asigurat notorietatea și apoi prestigiul tânărului descins la București, din urbea Brăilei, student la drept și filozofie, sprijinit și simpatizat de cel care îl descoperise. Prin intervenția lui Nae Ionescu, Mihail Sebastian a primit o bursă de studii în Franța. Nae Ionescu este o personalitate care evoluează, care se schimbă, se modifică. Și atunci este parțializant să-l vezi doar pe antisemit. El a fost și cel care le vorbea evreilor.
Și în afară de Mihail Sebastian, în redacția sau în paginile Cuvântul, au mai fost și alți evrei care au publicat și care, inclusiv deci redactor, inclusiv tehnoredactor la partea tipografică de distribuție, va să zic că e greșit să vedem Cuvântul ca pe un ziar extremist. E o singură imagine, cea de final, care este proiectată în urmă și pe anii în care Cuvântul făcea propagandă regală. A face propagandă pentru regele Carol al II-lea nu era dovadă de extremism. A face, cum să spun, politică antiliberală și paralelă cu țărăniștii nu era extremism. Deci extremismul din Cuvântul poate fi, din ziarul Cuvântul, poate fi decelat cu foarte mare precizie în a doua jumătate a lui 1933. Dar Mihail Sebastian intrase deja cu ani buni înainte să facă parte din redacție. El n-avea cum să bănuiască în 1926, 27, 28, unde va ajunge Naionescu în 33. A ajuns Naionescu, spune legenda, poate fi chiar adevărat, nu știu, să descopere talentul lui Sebastian. Și pe urmă i-a oferit o posibilitate de a veni la București, de a se afirma. I-a întins o mână, i-a oferit structurile de care dispunea, inclusiv structurile de putere politică. El era în poziția de a proteja pe cineva. Asta este evoluția în orice societate democratică pentru un tânăr. Devii protejatul cuiva, sigur, cu limita de a nu te discredita, de a nu prelua chiar toate, să zic, compromisurile sau gesturile dubioase ale protectorului și în umbra lui te dezvolți până la momentul în care îți găsești propria cale și propria dezvoltare. Deci Mihail Sebastian a urmat calea pe care urmează orice tânăr care vrea să avanseze în activitatea intelectuală. A provincialului care vine, îl admiră pe Naionescu, putem ține seama și de acest aspect. Naionescu oferea o imagine foarte fascinantă pentru un adolescent. El era cel care se lua de piept cu cei care erau la putere. Deci, liberalii la putere, Naie îi combătea. Deci, iată ce bărbat dur. Vin țărăniștii, în loc să profite de faptul că fusese aliatul lor, dimpotrivă trece iarăși în opoziție, luptă împotriva țărăniștilor. Vine regele, pe când să profite, devine anti, cu multă prudență, anti-regalist și trece cu garda de fier. Deci, iată, se poate percepe, să zicem, și această imagine haiducească, îi spuneam la un moment dat, cu oarecare ironie, a lui Naionescu, ceea ce pe un tânăr de 18, 20, 25 de ani poate să se ducă. Romanul lui Mihail Sebastian, de 2000 de ani, era suspectat ca fiind unul cu cheie, autobiografic. Autorul ținea să precizeze însă că nu era o carte autobiografică, decât cel mult prin sensurile ei, în niciun caz prin faptele și momentele ei epice. Prefața lui Nae Ionescu la romanul lui Sebastian a inflamat și mai mult spiritele, iar discipolii săi discutau cu fervoare și pasiune aspectul teologic al mântuirii poporului evreu. Nu uitați că atunci a fost o polemică generală în jurul lui Mihail Sebastian, mai bine zis în jurul prefeței lui Nae Ionescu la roman. Din păcate, puțină lume a vorbit despre roman atunci, toată lumea s-a concentrat pe prefață. Și în această discuție generală, reacțiile participanților au fost foarte diferite între ele. Eliade, sigur, a îndrăznit să-l critique pe maestrul lui, dar într-un mod, ca să zic așa, foarte, foarte savant. Dacă mi-amintesc bine, el a spus că nu e vorba de antisemitism în această prefață, ci este o eroare de interpretare teologică din partea lui Nae Ionescu, ceea ce transpunea problema dintr-un cadru eventual, știu eu, politic, în orice caz penibil pentru toată lumea, într-un cadru de dezbatere strict teoretică. Dar aici, în această dezbatere, mulți au fost împotriva lui Eliade, fără neapărat pentru că vreau să-l apere pe Nae Ionescu, de exemplu, Racoveanu sau Paul Sterian, care erau mult mai ortodoxi și mult mai, cum să zic, mai aproape de canonul Bisericii Ortodoxe decât Eliade și din cauza asta l-a atacat pe Eliade. Dar nu pentru că ei ar fi fost antisemici, pentru că aveau, într-adevăr, alte opinii teologice. Deci, cadrul acestei discuții
este mult mai amplu decât a rămas în memoria noastră și mult mai nuanțat decât credem noi. Deci nu a fost vorba de o ceartă între Sebastian și Naia Ionescu, a fost vorba de o discuție generală despre problema evreului din punct de vedere teologic. Cred că discipolii aceștia ai lui Naia Ionescu au fost până la un punct formați de Naia Ionescu, ajutat să se formeze, influența lui a fost una catalitică. Și nu ai nevoie să amintesc aici toate discuțiile și teoria lui Blaga despre influența catalitică a culturii germane și care te ajută să te descoperi pe tine ca identitate. Naia a fost un asemenea spirit catalitic care a ajutat pe cei afini lui să se descopere pe ei înșiși. Dar un punct încolo a devenit un ispititor. Și cred că aici ajungem într-o zonă extrem de periculoasă. Modul în care Naia Ionescu a deturnat, de fapt, spre politic, fenomenul religios și pasiunile, resentimentele, frustrările unei generații neîncadrate în sistem, debusolate, frustrate, lovite din toate părțile de istorie. Fascinația față de Carol al II-lea s-a transformat apoi într-un resentiment și a fost apoi anexat, să spun așa, de mișcarea tinerilor neoromantici, vine să spun, care gândeau atunci relansarea unui destin românesc în termeni etniciști, în termeni religioși. O lectură retrospectivă relativă la activitatea lui politic ne pune în dificultate. A optat totdeauna pentru ideile excesive, pentru soluțiile radicale. De altfel, radicalismul lui l-a și proiectat în această postură de ideolog, pe care și-a asumat-o fără niciun fel de rezervă. Năismul era o realitate în vreme și oameni politici, intelectuali, chiar îi asumau această ascendență, dacă vreți, pe linie ideologică. În articolele de presă era foarte vizibil un promotor al naționalismului excesiv, al xenofobiei, un promotor al antisemitismului, lucrurile astea se știu. Unele idei chiar nu mai pot fi socotite actuale. Iată, identitatea pe care o făcea adesea, coincidența dintre naționalism și ortodoxie. A fi român înseamnă a fi ortodox. O idee care astăzi poate să prindă doar în cercurile fundamentaliste. Și, dacă vrei, sunt astfel de cercuri astăzi care încearcă să recicleze anumite idei, din punctul meu de vedere, cu totul depășite. Circulă o grămadă de reviste cu conținut naționalist creștin, în care Naia Ionescu este încă figura paradigmatică. Aici cred că trebuie operată o selecție sau trebuie propuse lecturi alternative, pentru că profesorul Naia Ionescu este unul, este un model, filosoful Naia Ionescu este iarăși demn de citit și de comentat, omul politic însă rămâne vulnerabil, indiferent de circumstanțele actuale, indiferent de lecturile îngăduitoare sau tolerante pe care le-am acordat. Naia Ionescu a fost și un maestru, dar și un ispititor și, pe de o parte, a ajutat să se formeze, pe de altă parte, i-a împins către o rătăcire care pe unii a costat, pe alții era să-i coste foarte mult sau chiar totul. E, sigur, un tip socratic, un tip de filozof premodern care a încercat să impună în modernitate, împotriva modernității, un spirit premodern. Unii au vorbit despre el ca despre un călugăr medieval, alții au văzut în Naie un spirit încă mai vechi decât cel al elevului mediu. El, așa, cu nostalgiile lui medievale, rămâne un om al epocii sale, pentru că nostalgia medievală ține de întoarcerea asta a refulatului din anii 20-30, exprimată prin fascismele europene, prin mișcările de extremă dreapta și, aș zice, că nu numai prin ele. E acea nevoie de recuperare a rădăcinilor într-o lume care își pierde reperele fixe.
și care caută, până la urmă, în nihilismul generalizat, un punct de sprijin, un punct de orientare. Tinerii aceia aveau nevoie de asemenea puncte de orientare. Ei au, din punctul meu de vedere, față de NAE, o atitudine pe jumătate infantilă, pe jumătate feminină. Deci ei nu se comportă ca niște persoane autonome, feminină în sens tradițional. Deci nu aș vrea să fiu acuzat de feministă că fac discriminări de gen. Nu. Vorba de o subordonare, de o servitute voluntară a discipolilor față de Nae Ionescu, o predare a lor în fața fascinației lui Nae. Și cred eu că aici ei au greșit, dar trebuie să vedem de ce au greșit, pentru că e ușor să judecăm la 6 decenii distanță. Trebuie să reconstituim până la urmă orbire acestora. Orbire din punctul nostru de vedere, din punctul lor de vedere probabil că a fost o lumină. Și cred eu că Nae Ionescu a fost aici un extraordinar manipulator. Un extraordinar manipulator mental și afectiv. El a știut pe ce claviaturi ale identității lor până la urmă să apese, pentru a-i atrage de partea sa în aventura schimbării lumii. Schimbării și restaurării unei lumi premoderne, țărănești, românești, cum spunea el. Vineri 17 decembrie 1937. În Buna Vestire de ieri, articolul De ce cred în biruința mișcării legionare? De Mircea Eliade. Poate neamul românesc să își sfârșească viața surpat de mizerie și sifilis, cotropit de evrei și sfârtecat de străini? Revoluția legionară are drept țintă supremă mântuirea neamului, cum a spus capitanul. Cred în libertate, în personalitate și în dragoste, de aceea cred în biruința mișcării legionare. Este absolut extraordinar cum o cantitate extraordinară de tineri universitari și extrem de inteligenți au fost atrași pasional de mișcarea legionară. Explicația e... Nu există explicație, astea sunt fenomene. Trebuie să mărturisesc cinstit că începând de la 17-18 ani eram în străinătate, dar și acolo ne veneau tineri studenți din România deja legionari, era să zic înrăiți, adică înscriși în mișcare și care făceau propagandă și prozelitism în străinătate. Păi eu mă văd încă la Paris defilând noaptea prin străzile Parisului sau periferiei Parisului și cântând la muncă, la luptă muncitor, zidar de veacuri viitoare și așa mai departe. Deci vedeți că am fost și eu atras pasional, de, cu toate că nu eram în țară, că nu l-am văzut și auzit niciodată pe Corneliu Codreanu, care însă, să știți un lucru, că a avut incontestabil un har foarte extraordinar. De ce zic extraordinar? Că nu era bun orator. De unde îi venea acest har când vorbea? E foarte curios. Și aici o să vă citesc un lucru care nu este destul de cunoscut la noi în țară, pentru că se situeze figura lui Corneliu Codreanu, un personaj pe care l-am cunoscut personal și care este un francez de origine aristocratică, Bertrand de Jouvenel. Tatăl lui Bertrand de Jouvenel, care a fost ziarist ca și el, Henri Jouvenel, a fost unul din marile dragoste ale lui Marta Bibescu. Și în plus de asta, familia Jouvenel, dacă ne urcăm în Evul Mediu, a dat un ministru pe vremea lui Ludovic al XI-lea, sau nu știu ce, în veacul al XVI-lea. Deci este o veche familie aristocratică franceză. Or, acest Bertrand de Jouvenel, tânăr filozof și ziarist de înaltă clasă, care lucra pentru câteva reviste, a cutreierat Europa ca să ia interviuri, lucru care i s-a reproșat foarte mult mai târziu, cu toate că a făcut rezistență în timpul războiului, a fost acuzat, cum, domnule, de ce te-ai dus să ceri un interviu lui Hitler?
Dar spus, asta era meseria mea pentru ziarele noastre. Cum adică a preluat puterea în Germania și să nu-l întreb care sunt planurile lui sau... Deci i-a luat un randeu, a luat un interviu lui Hitler și altora și lui Mussolini. A venit și la București. Și a publicat, l-am citit pe ochii mei, deci nu invent și s-ar putea regăsi. Nu știu în care din cele două hebdomadare, Candid sau Gringoire, care erau de dreapta. Gringoire și mai de dreapta, Candid. Dar unul din aceste două a publicat Bertrand de Jouvenel, după ce luase un interviu lui Corneliu Codreanu, un articol pe două mari pagini. Cu ce discutați cu el. Și articolul începe așa. Fac meserie de a intervievea oamenii mari politici, deja, niciunul nu mi-a făcut o impresie ca Corneliu Codreanu, un francez. Deci omul avea ceva care ieșea din el și cu care ipnotiza lumea. Și nu numai pe care îi vedea, deci să spui că este ipnotizare, cum e Hitler. Hitler era un ipnotizator care putea să ipnotizeze 500.000 de oameni sau una. Ăsta era la distanță chiar, ca să se aprind simpla felul lui de a acționa. Și acum, când mi s-a întâmplat să mai citesc cartea, de pildă, cum este pentru legionar sau pentru legionar, sunt îngrozit de simplitatea, cum să spun, parcă e Mao Zedong sau Gaddafi. Ăsta e nivelul. E cum am putut noi să fim îmbătați de crezul lor, în plus de asta cu o latură pe care distinge mișcarea legionară de fascism, de nazism și de toate mișcările astea și de Franco și de toți ăștia, adică cu o coloratură foarte bizară, religioasă. Dar ce religioasă? O religioasă bizară în sensul că, de pildă, dintre cei care l-au ucis pe patul lui de spital pe Stelescu, majoritatea erau studenți la teologie. Așa că vedeți ce fel de distorsiune a credinței s-a găsit la oamenii ăștia. Petre Țuțea, pe care l-am cunoscut în anii 90, la fel îmi spunea că pentru el, Nae Ionescu a rămas profesorul cu majuscul. Din păcate, un profesor cu un destin, aș spune, tragic, un personaj în toate sensurile cuvântului. Îmi amintesc, Țuțea spunea despre Nae Ionescu, ne-a condus pe toți, dar cu o voce tristă, ne-a condus pe toți la pușcărie, pentru că realitatea a fost asta. Profesorul și omul politic Nae Ionescu au făcut sau au compus tiparele unui personaj vrednic de evocat. Opțiunile politice interbelice au fost foarte discutate și atât de maltratate încât aproape e greu să mai vorbești despre ele cu referire direct, strictă la fapte. Eliade vorbea de acea felix culpa care l-a făcut să rămână fidel lui Nae Ionescu, chiar și în opțiunile sale politice. Naționalismul lui Nae Ionescu este cu totul diferit de cel al lui Eliade. Pentru Eliade, naționalismul, sub forma românismului, este strict legat de primatul spiritualului. Este adevărat și pentru Nae Ionescu, dar spre deosebire de Nae Ionescu și de generația gândirii, care vedea primatul spiritualului într-o reîntoarcere la un fel de medievalitate, nu? În cazul lui, o medievalitate bizantină, când spiritualul era vector al politicului. Pentru Eliade, reperul era preistoria și nu evul mediu. Sunt, iarăși, o mulțime de alți factori care determină opțiunea lui Eliade pentru românismul de tip naționalist. Deși ei erau pe aceeași baricadă, am putea spune, resursele gândirilor și motivațiile erau cu totul diferite. Foarte mulți dintre elevii mai fideli al lui Nae Ionescu, care s-au lăsat cu tot impregnați de maestru, au și denunțat acest
camuflaj al lui Eliade. I-au negat ani în rând sinceritatea opțiunilor pentru linia națională. Eliade a fost mai degrabă un om care a vrut să se plieze pe strigătul vremii al generației sale, al maestrului, să-și adapteze propriile sale înclinări la la o direcție colectivă, căreia simțea că îi aparține. În momentul în care direcția a luat-o pe căi neașteptate, el s-a retras și a păstrat, știți bine, după ce a ieșit din lagul de la Miercurea-Ciuc, a semnat un acord secret, confidențial, să nu se mai implice niciun fel în viața politică. Eliade nu l-a recunoscut niciodată, a ieșit la iveală abia de curând. Eliade a fost elevul lui Naionescu și a spus acest lucru cu mare stăruință și cu mare entuziasm în toată viața, deci nu numai când era în România, ci și mai târziu. Pe de altă parte, însă, dacă ne uităm la diverse scrieri, la diverse evenimente politice din anii 30, putem vedea destul de ușor, zic eu, diferența de atitudine între Eliade pe de o parte și Naionescu pe de altă parte, la fel diferența de atitudine între toți membrii acestei echipe. Noi suntem în mare măsură convinși că această echipă era extrem de solidară, ceea ce e adevărat, dar și că era extrem de omogenă, ceea ce nu e adevărat. Pentru că în interiorul echipei, diverse poziții erau foarte diferite. Cioran, Noica, Mircea Vulcănescu, Mihai Sebastian, Paul Sterian erau foarte diferiți între ei și se manifestau ca atare. Putem cita destule episoade în care apar aceste diferențe. Cum poți tu, când ești Cioran la 21-22 de ani, Eliade, Noica și ceilalți, când vrei să te afirmi, când ai tot trăirismul în tine, când vrei să iei Europa și să o rupi, când vrei să te lupți cu metafizica, istoria filozofiei și cu Dumnezeu și cu diavolul, cum să nu-ți placă un profesor care spune, fii tu însuți, trăiește-te, te uiți pe stradă și vezi cum merg femeile și faci un eseu, ca la Spinoza, ca la Kant, și amestecă paterism cu budismul, sofismul, Wagner, Nietzsche, deci îți dă toată nebuloasa prin care zgomotul tău biologic, acnea, ajunge să se sacralizeze la focul erudiției. Și când Cioran spune că noi balansam între bibliotecă și bordel, nu este un joc. Oamenii ăștia trăiau ideile senzual, iar senzualitatea era livrescă. Toată trăirea lor, acea explozie a eului, Erlebnis, este așa, este plină de mariajul între contrarii. În mod foarte interesant, elevii au scris despre profesor, dar profesor niciodată despre elevi. Naionescu n-a scris niciodată ceva despre această echipă strălucită din jurul lui. A fost extrem de distant, adică s-a păstrat ca profesor, dacă vreți, chiar dacă ținea la ei afectuos, dar nu i-a patronat din punct de vedere științific sau filozofic sau politic în niciun fel. Un om de stânga, un om democrat, par excelență, cum este Mihai Șora, recunoaște foarte frumos că era nu doar un personaj fascinant, adică nu avea doar o harismă de asta de fotbalist sau de actor. Avea darul să îți fecundeze mintea, descoperind, exact cum spunea și în Biblie, nu mai fi căutat dacă nu mai fi găsit deja. Deci n-aia era, acum sigur poți să spui că are și fața cealaltă, pe cât formează, pe cât fecundează, pe atât poate să malformeze, poate să altereze. Deci în funcție de răul sau de binele din lăuntru tău, un personaj ca Naie te poate duce înspre bine și înspre rău. Asta este Vulcănescu, a scris de un lucru definitiv despre el. În anii de dinaintea primului război mondial, Naie Ionescu a început studii postuniversitare în Germania, de unde s-a întors în România pentru a-și satisface stagiul militar. S-a căsătorit în noiembrie 1915 cu Elena Margareta Fotino, după care cei doi au plecat din nou în Germania pentru continuarea studiilor.
Acolo i-a prins starea de război dintre România și puterile centrale și au fost internați într-un lagăr. Cei doi copii ai lor s-au născut în prizonierat. Dar relațiile dintre cei doi soți nu erau dintre cele mai bune. München, 8 decembrie 1918. Mi-aduc aminte din filozofia chineză. A iubi fără a stima, ea considera ființa iubită ca pe un animal domestic. Și asta e de fapt și situația mea față de bărbatul meu. Pentru el sunt un câine credincios, chiar un câine înțelegător, căruia îi se pot spune anumite lucruri, dar un câine. Și ciudat, m-am obișnuit cu gândul acesta și situația mea, care în alte împrejurări mi s-ar fi părut nespus de înjositoare, nu mă înspăimântă deloc. Naia Ionescu era unul dintre acei bărbați superbi ai epocii de care au îndrăgostit toate femeile. Nu știu dacă băgați de seamă că și în posteritate aceasta apetența femininului pentru Naia Ionescu rămâne predominantă. Principala lui monografă de astăzi este o femeie, Dora Mezdea, principala lui detractoare de astăzi este o doamnă, Marta Petreu. Și în general se ceartă cumplit pe memoria lui Naia Ionescu, ele între ele doamnele. Orice om public are o viață intimă și dincolo de viața de familia lui Naia Ionescu, profesorul acesta a ieșit din comun, a avut două vici, femeile și tutunul. Din cauza tutunului a murit pe 15 martie 1940 în urma unui infarct miocardic, iar în privința femeilor a avut câteva amante, ieșite din comun. De ce ieșite din comun? Pentru că nu au fost simple amante, simple curtezane, ci niște femei cu un ștaif cultural și cu o distincție intelectuală care le ridica în planul aristocratic al societății românești. Există trei amante celebre ale lui Naia Ionescu și anume Lucia Popovici Lupa, apoi Maruca Cantacuzino și în fine cela de la Vrancea. Aceste femei, într-un fel, și-au căpătat celebritatea grație celebrității lui Naia Ionescu, ele fiind pomenite în continuare, pentru că la un moment dat s-au nimerit în preajma acestui om. Asta ne însemnă că ele nu aveau stofă și nu aveau valoare. Erau cu totul altceva decât niște simple amante. Naia Ionescu era unul dintre intelectualii din țara noastră care avea o viziune aparte, elevată asupra femeii. Una, spune, metafizată, chiar mozartiană. A fost un om adulat de femei, fără să fie un afemeiat. Prieteniile sale, mă refer, aceea cu Maruca Cantacuzino sau ulterior cu cela de la Vrancea, intrând în categoria amitie amurosă mai degrabă. Această perspectivă, acest gen superior de abordare a femeii într-o țară în care chiar între oamenii cu pretenții era, femeia era socotită și mai este rasă inferioară, spune foarte mult. M-am gândit de foarte multe ori și nu cred că disgrația sa din cercul lui Carol al II-lea s-a produs datorită Elenei Lupescu. Naia Ionescu era un om care știa să se poarte cu femeile, care cunoștea sufletul feminin, dovadă și acest articol, femei și feministe, a spune cu o finețe de Cehov sau de Turgenev. Părerea mea este că l-a mâncat fript Titulescu, care îl ura. Argetoianu evocă o scenă în care aproape isteric Titulescu îi spune regelui: sire, se poate, ceea ce discut eu cu regele meu seara să citesc a doua zi în cuvântul. Sunt trei elemente, femeia, marea, muzica, foarte subtil aspectate la Naia Ionescu, subtil în sensul de elevat superior. Mă gândesc la foiletonul său Marea, în care spune că România aceea de 300.000 de kilometri pătrați și oamenii săi nu aveau o perspectivă a importanței mării, care este deschidere spre universal.
24 februarie 1938, București. Naie e un om slab. E un om de cap, dar nu și de acțiune. Strălucește ca aurul, dar nu ca diamantul. Ca aurul se poate transforma în praf. Inteligența lui rară poate cuceri nenumărate spirite, dar mâna lui nu poate stăpâni pe nimeni. El e cel stăpânit de toți și de toate. Și în primul rând, e stăpânit de dorința lui de a stăpâni.